Salut tuturor, și bine ați venit la un nou video de Zomb Idol. Astăzi o să continuăm. În episodul anterior am făcut o grămadă de chestii. În episodul anterior am rezetat progresul, adică am dat un fel. Dar astăzi o să vă arăt ce am mai făcut. Am făcut o grămadă de chestii. În primul rând să ne colectăm aici, adică să vedem aici update-uri sau băga niște update-uri noi. Pleasure Island, care îți dă item-ul. Și da. S-au făcut optimizări și bun, ce chestie? A, știu ce chestie. Da, îți dă un chest. E ok. Hai să vedem ce e în chestul ăsta. Ok, deci trebuie să alegem unul. 20% Blue Spectre. Fighter. Cred că asta e cea mai bună. Dar, nu știu, hai să-i dăm la Giantul ăsta. Dăm 20% mai mult DPS la Giant. Hai să vedem câte, ia uite, câte ecranii am colectat ăștia când am fost eu la copii. Și hai să le dublăm, bineînțeles. Bun, am făcut o grămadă de ecranii. Și acum la telefon, consola l-am deblocat recent. Și ne dau pe ăștia mesaj, practic ne dau. Da. Frame reward și ne dă, uite, antenă, diamante, 20. Bun. Și da, am jucat eu pe aici și trebuie să deblocăm, uite, trebuie să deblocăm moartea, care cred că moartea se trage. Uite, am făcut și achievement, Dark Seek, hai, pleacă achievement-ul. Flying Squid, deci o să avem o caracatiță, pare ok. Dar, vreau să-l facem pe Bob, în acest episod, să facem pe Bob level 100. Pentru că la level 100 o să fie foarte bine. L-am făcut deja foarte rapid. Și vreau să facem fiecare mob de ăsta la level 100. Pentru că o să putem să le deblocăm abilitatea asta foarte puternică. Și cred că asta o să facem un episod, o să facem pe majoritatea la level 100. Și da. Uite, mai 2% DPS. La level 1, deci o să dureze ceva. Și avem de asta, Fena will give us. A, deci Fena să dar stai mă că pe aici mai avem încă ce. What the fuck. Asta și mai atâta. Da, atâta. Bun, am putea să cumpărăm un chest cu diamante, dar intri. Nu vreau. Bun, hai să-l upgradeam pe tipul ăsta. Nu uitați să apăsați pe butonul like dacă mai vreți episoade de Zomb Idol. Și am deblocat și abilitatea asta foarte OP, care îți dă 50% mai multe ecranii. Hai să teoritim. Stai. Jocul ăsta poți folosi și ta statura să distrugi totul. Asta e fight boss, trebuie să batem cu boss. Câte orburi are acolo, frate? Are o grămadă de orburi acolo. Am luat? Am luat 6 sau 6 sau 7, că aveam 13. Uite, am luat și uite, văd că trebuie să facem și sculpturi de alea, Pleasure Island-uri de alea. Sunt ca niște chili. Și trebuie să luăm iteme unice, dar ne trebuie o grămadă. Văd că facem repede rost de ele. Bine, trebuie 1000 ca să facem, să luăm un item de acolo. Deci o să trebuie ceva să le farmăm. Abilități. Și azi. Mamă ce DPS mare are ăsta. Ia uite. 146.000 milioane. Foarte mult. Și o să ne ajute enorm. Apoi facem aia. Storm of Bats. Deci pe nu arată niște lichezi, dar da, ăsta e jocul. Așa spune că sunt ești, da, sunt niște ochi zburători. Și uite, poți să folosești din astea o abilită. Upgradăm astea. Uite, mai multe orburi. Perfect. Fiecare orb ne dă 7,5% mai mult.
orb de ăsta stricat. Și poate ne dă 5%. Pare sub. Om, avem 4. Hai să mergem aici. Vreau ceva de aici, nu? Cred că putem. E nu ăsta. Da, putem să cumpărăm ăsta. Hai să luăm pe ăsta primul. Stop, aia e zonă această hobby, să... Hai, fuck. A, durează 30 de minute. Și acum se construiește. Dar putem să-i dăm skip. Hai să-i dăm skip. Putem despre vorba. Și... Bun. Ce face chestia? Face chestia asta. Ok. Nu știu ce face chestia. Dar cred că o să aflăm. E ceva de echipament. Da, nu știu. Presupun. A, da. Și da. Cred că de asta se ocupă. Să luai un scroll. Hai, ce ofer ne dă? All damage or 2, da. Bun, ăsta a fost și ultimul. Sânge, un sânge prime la 35. Mamă, ia uite cât rep de gem astea. A, area complete. Cealaltă zonă. Următoarea zonă. Să upgradăm astea două. Și dăm mult mai mult damage acum. Ia uite, dăm milioane de damage. Super ok. Hai, nu cred că putem să-i facem pe șatele Wolf sau... Deci... Ei, level 60. Da, nu cred. Când ultimul face și pe aia sau se fac off camera, nu știu, depinde. Dar uite, am făcut 10, deja 10 pochile, hai să zicem cu da? 10 scoici, fapt că partă la niște. Asta nu ne dă niciun orb. Este foarte rău, dar na. Hai, am deblocat ceva. Asta. Dar îmi place că oricând poți să faci progres, adică în doar stai aici la calculator AFK și poți să faci ce DPS bun pentru că faci achievement-urile alea care îți dau destul de chestii. Bun. Da, mi s-a oprit filmarea și mi-a dat crash jocul. Dar s-a făcut iar abilitatea asta. Cred că îți place că s-a abilitatea de la o dată la 5 minute și este super ok. De unde am rămas? Uite, aici. Suntem... mi-a trebuit o grămadă de bani. Nu arată cât costă asta, nu arată cât. Stai, hai să încercăm să facem un boss-ul ăsta. Nu cred că o să putem să facem. Ce Ancient Portal? Nu vreau să... Sau... Ce la portal? Eu sunt portal. Aia, uite, am ajuns, uite, aici pe ins. Nice. Ce așelător. Am înțeles. Hai să ne batem un boss. What? Băturăm? Ok. Doar cu Bob putem să ne batem. Trebuie să strângem casa asta, hai Bob, că știu că poți. Avem 2 minute de ce facem regider. Boom. Stai ce? What? Aaaa, trebuie să faci le... Aaaa, e prea greu. Facem levelul 121 până la 145 în 2 minute. Oai, mă. Prea greu. Da? E. Asta are tone, ea. Ioane viața, am înțeles. Doctor. A, youtuber, ia uzi. Hai să ne întoarcem. Bun. Ne-a dat aici, perfect, și ăsta e crecesc.
Apar. Da. Aici. Bun. Bun. Dar aici încheiem și noi episodul. Cursă de sezonare. Și... Pa, pa!